Inul. A fost odată un tăietor de lemne care merse în pădure să adune vreascuri. Deși era tăietor de lemne, nu tăia niciodată crengile copacilor, căci știa cât de mult îi doare. El le tăia doar crengile uscate, ajutându-i astfel să se regenereze. Dar exista pe acele meleaguri și un alt tăietor de lemne, unul căruia nu îi păsa de fel de soarta acestora. Se întâmplă ca el să taie 3 ramuri ale unui pin mare și frumos, iar acum pinului i se scurgea toată seva din trânsul. Tăietorul de lemne cel bun, care se întâmplă să treacă pe acolo și auzind suspinele pinului, se opri și îl întrebă ce îi se întâmplase. Pinul îi răspunse: "Bunule tăietor de lemne, mi se scurge toată rășina, ajută-mă, rogu-te, să mă vindec." Omul făcu îndată un bandaj din haina sa și l-o obloji, dar când să meargă mai departe, numai ce găsi la rădăcina pinului o mulțime de monede de aur. "Aceasta ți este răsplata," spuse pinul bucuros că întâlnise și un om cu suflet bun. Pe când mergea spre casă cu monedele, iată că se întâlnește cu tăietorul cel rău de lemne. Acesta, curios la uzul zornăitului din buzunar, îl întrebă de la cine căpătase atâta bănet. Când a auzit, se îndreptă și el spre pin, dar nu cu gând bun și părere de rău pentru ce făcuse, ci cu intenția de a se îmbogăți. Nici nu apucă să rostească vreun cuvânt, că pinul arunca asupra lui rășină din cap până în picioare. Astfel, tăietorul de lemne cel rău își primi pedeapsa.